Vă rog, clasele. Se va ramifica, deci repet încă o dată clasele? Da, da. Deci clasele sunt comerț, economie, și turism și alimentație. În clasa 10-a, clasa de turism și alimentație se ramifică pe două profile, tehnician în turism și tehnician în gastronomie, iar din clasa 11-a, clasa de economie se ramifică la rândul ei pe două profile. Trei clase de economie și una de administrație. Da. Administrație, trei clase. Perspective foarte bune. Cele mai multe locuri sunt pe profilul economie. Avem patru clase. Patru clase mai exact de economie, trei clase de turism și alimentație. Și una de comerț. Vă completați minunat, da. Și care e cea mai căutată? Economie. Economia, da? Economia, da. Pentru că de aici vor merge la facultate și vor deveni economiști, care este o meserie foarte căutată. Și contabil, da. Și contabil, la fel, o meserie căutată. Care e atmosfera în liceu? Partea am văzut-o și eu. Atmosfera în liceu chiar este foarte încântătoare. Sunt multe planuri pe care promoția viitoare vor apuca chiar să le prindă. Se va înființa gazeta liceului, radioul liceului. Domnul director are în vedere să exploateze, să descopere calitățile elevilor, ca de exemplu reportajul, să comunice cu lumea. Clubul de lectură, clubul de teatru, este iarăși de dansuri și în anumite pauze, începând de la anul, vom avea și mici emisiuni în pauze, datorită radioului liceului. Felicitări, am fost și eu la cursul vostru de jurnalism și am făcut chiar o prezentare a voluntariatului, iar activitățile pe care le preconizează conducerea liceului, multe se înscriu în capitolul de voluntariat. Felicitări încă o dată și vă dorim să fie plin liceul cu colegi frumoși, inteligenți și capabili. Și îmi dați un pliant, vă rog. Vreți să vă spun și numele? Codariu Jennifer. Rugiu Alexandre Sebastiau. Felicitări, sunteți foarte reprezentativi. Mulțumim.